Este alertă în Ploiești. Autoritățile au căutat toată noaptea un urs care ar fi fost văzut în oraș încă de sâmbătă dimineața. A fost folosită chiar și o dronă, iar primarul spune că vrea să cumpere două drone cu termoviziune. Nu este prima dată când animalele sălbatice își fac apariția în Ploiești. De altfel, Asociația de Vânătoare spune că în apropierea Ploieștiului ar trăi mai mulți urși. Pentru a proteja populația, poliția și jandarmeria patrulează prin oraș.